În sala Vasile Pogora, primăriei municipiului Iași, s-a lansat proiectul Iași Smart Health City. Scopul este acela de a moderniza sistemul medical și academic prin diverse acțiuni ce conduc la digitalizarea domeniului medical. E un proiect care vine să aducă mai multe tehnologii în sistemul medical. Cam aceasta ar fi, să spunem, principala cale pe care și-a propus-o. Cumpărarea de echipamente din altă performanță pentru imagistică și alte soluții pentru a detecta din timp afecțiunile care ar putea interveni în corpul uman. E un proiect la care suntem parteneri de la început, facem parte și dintr-un cluster în care vrem să promovăm aceste noi tehnologii. Sperăm să le vedem cât mai repede la Spitalul Sfântul Spiridon și automat să crească și nivelul de încredere al pacienților pentru acest spital. La eveniment au participat reprezentanții ai administrației publice locale, instituțiilor publice, spitalelor, mediului academic, organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali din municipiul Iași, precum și ai Agenției pentru Dezvoltarea Regională Nord-Est. Proiectul acesta, care se va derula sub coordonarea clusterului de imagistică moleculară ImagoMol, va face pe de o parte o antrenare, să spunem, a societății civile, asociațiilor, fundațiilor, a celorlalți actori importanți din zona de sănătate. Proiectul își propune să activeze pe trei paliere. Printre activitățile care vor fi derulate, se numără constituirea grupului de lucru consultativ în domeniul strategiei locale de sănătate, cu accentul pe conceptul de Smart Health. Un grup consultativ care să propună proiecte relevante pentru ceea ce înseamnă digitalizarea sănătate la nivelul municipiului Iași. A doua componentă ar însemna o serie de formări, o serie de traininguri pentru reprezentanți ai asociațiilor neguvernamentale din Iași. De asemenea, își propune să creeze o platformă care să adune aceste inițiative ale cetățenilor de la nivelul municipiului Iași, propunerea la cetățenilor de îmbunătățire a accesului, de exemplu, la servicii medicale cu ajutorul instrumentelor digitale, respectiv un hackathon ca mijloc de dezvoltare, de inovare deschisă în dezvoltarea de proiecte cu relevanță pe zona de sănătate digitală. Proiectul este coordonat de către clusterul regional inovativ de imagistică moleculară și structurală Nord-Est și își propune să crească capacitatea organizațiilor neguvernamentale și a partenerilor sociali din municipiul Iași de a se implica în formularea și dezvoltarea conceptului de Smart Health. Proiectul este implementat în colaborare cu Primăria Municipiului Iași.